O bătrână de 77 de ani nu a putut fi înmormântată la timp, spun rudele, din cauza medicului din localitate, care a fost de negăsit de vineri. Lipsa adeverinței medicale de constatarea decesului nu le-a permis oamenilor să-și îngroape mortul la timp, conform tradiției creștine. E bolnavă mai de multe. Și n-avem doctora, trebuia să zie încoace, bari moată pe rundă, bari, și n-avem. Am gătat-o la mormântare și nu mi-a ajuns nimic. Am stat cu ea în casă, aproape o săptămână. Am avut o moartă pe margine. Doamne, o săptămână s-o țină să nu-i dea hârtia. Localnicii spun că medicul de familie și-a schimbat comportamentul față de pacienți de când s-a căsătorit cu actualul soț și se plâng de modul în care sunt tratați atunci când merg la dispensar. Soțul lui doamna doctor, care nu poate să-l stăpânească, lucrează la dispensar. Cum se este... poartă cu cetățenii? Vai de mine, nici la o cârciumă nu se poate comporta un om cum așa. Te întreabă ce vrei, de ce ai venit, aici nu e loc de așteptare, nu e sală de așteptare, ceea ce nici nu are așa ceva. Fiindcă nimeni nu se duce la dispensar, de dragul, dar se duce la dispensar. O, și la rău să fie, ce mi-a spus. De atunci ce, doamne, doctor în coa? De ce, doamnă? E rea. Cum se poate moare cu lumea pe cap. Dar cu pacienții cum se comportă? Rău. Vorbește urât sau cum? Dacă te duci cu buzunarul plin, suntem cei mai buni, dacă nu... Și soțul se poartă urât cu pacienții? Da, cu toată lumea, da. Cu tot satul. De când l-a luat pe ăsta, s-a terminat cu mâna. Păi noi și așa suntem la... V-ați mutat de la da, medic de noi suntem la Găiești. E, nu mai zice nimic, trăim cum putem. Oameni bătrâni, în vârstă și amărâi, nu mai zice nimic. Chiar a strigat la cer să coboare Dumnezeu să ne ajute. Surprinzător este faptul că foarte mulți dintre localnici se feresc să-și spună oful. Se pare că aceștia se tem să vorbească despre serviciile medicale de care nu au parte în comuna de origine. Nu prea mă duc, deci pe mine nu mă puteți. Sunteți înscrisă și dumneavoastră la dumnea ei. Da, da. Dar înainte, cum era doamna doctor când erați aici la dumnea ei? Era foarte bună. Se purta frumos cu pacienții? Da. Și soțul? Da. Și soțul. Sau soțul mai puțin? Nu, și el se purta... Aproximativ 700 de cetățeni din comuna Morteni au cerut schimbarea medicului Claudia Chirculescu prin cereri depuse la primărie. Acești oameni sunt foarte nemulțumiți. Medicul actual și personalul din subordinea respectivă solicită alt medic. De asemenea, nemulțumirile localnicilor sunt legate și de igiena din cadrul și din jurul dispensarului. Unde au cabinetul este un focar de infecție. De ce spuneți asta? Fiindcă... Bună ziua, toate rezidurile care sunt de la medicamente le arunc în spate, acolo nu au loc de depozitare. Vă dați seama că sunt siringi, sunt tampoane și etc. Am încercat și noi să luăm legătura cu doamna doctor, însă nu am găsit-o la cabinet. Am reușit să vorbim doar cu soțul acesteia printr-un apel telefonic. Conform legii, am trimis un mail și la Societatea Națională a Medicilor de Familie, am primit răspunsul conform legii de vineri, de la ora 17 până luni, dimineața la ora 8, constatările și eliberările adeverinței și certificatului se face de către ambulanță. Oricum ar fi fost, nu este obligația medicului de familie de a constata și a întocmi actele în acest timp. Deci, el poate să facă asta, dar nu are neapărat o obligație. Medicul de familie susține că a făcut tot posibilul să ajute rudele defunctului și chiar a venit mai devreme la serviciu în prima zi din săptămână. În weekend acesta ar fi avut un deces în familie și de aceea a fost mai greu de găsit de către pacienți.